Simona Halep este de un an în afara circuitului de tenis din cauza suspendării primite după ce a fost depistată pozitiv la un test antidoping în octombrie 2022. Ea așteaptă cu nerăbdare un verdict din partea celor de la TAS după apelul făcut lunile trecute. Presa din Franța a făcut un anunț important legat de viitorul Simonei Halep. Aceștia au dezvăluit că sportiva din România ar urma să primească un verdict aproape de final lunii februarie, ceea ce înseamnă că fostul lider WTA mai are de așteptat aproximativ 2 luni și jumătate. Rămâne de văzut dacă decizia TAS va fi una în favoarea Simonei Halep sau dacă forul își va menține hotărârea luată lunile trecute. Până atunci, Simona se pregătește și speră la o decizie favorabilă la TAS. În prezent, Halep se află la Paris, de unde a transmis un mesaj enigmatic: sunt pregătită să revin acolo unde totul a început, turneul de junioare Roland Garros 2008. Mulțumesc mult, Paris, a scris Simona Halep pe rețelele sociale.